Da, boss. Bă, ești nebun? Sunt șeful, dacă ordonați. Ai văzut ce audiență a făcut Costelo? Am văzut. Ne? Nu că am avut mână bună. Bravo, dă-ți o primă. Mersi, șeful. Și ca să fim siguri că nu pleacă gogoașa la concurență, dublează-i salariul. Ia zi, Bubăză, au venit graficele cu audiența? A, nu, Costeluș, nu au venit. Păi, dar ce, nu spuneam, dacă era să vină. Și, apropo, mi s-au terminat și șervețelele. Ia uite, mă, ce... Lasă, mamă, că abia am terminat cu Angelica. Păi ce strombaci! Urlan, fii atent aici. Am o treabă super bănoasă pentru tine și o să-ți facă și mare plăcere. Cât vrei ca să-l frești pe gogoașă până la epuizare, cum făceai tu în armată. Lasă-mă, mă, nu frec destul pe Angelica, mai... Acum îl frecam la armată, mă, gogoașă, mi-a zis cu sectoare, cu... Îl frec, dar îl nebunesc, dar pormonos mai fie bun de nimic la emisiune. Asta și vreau, Mărlane, să adoarmă prin emisiune, să fie frânt, zob, zdrențe! Zdreanța, dracu! Bă, te găsește de... Numai el! Hai, ești! Pentru că are rating mii, mă! Are rating mii și eu nu pot să-l dau afară cum ar trebui, mă! Pentru că... Bă, știi că sunt milos ca o... Ca o... Hienă? Exact! Ca... ca o domnișoară, Mărlane! Și nu pot să-mi dau afară colegul și prietenul! Dar dacă o să-l obosești tu și adorme prin emisiune, o să-l dea afară Barosanu și m-am scos! Hai, mă, că o faci pentru o cauză nobilă. Prietene? Bine, mă, dacă zici tu că e pentru o cauză nobilă, eu te ajung cu mare plăcere, chiar gratis. Nu-ți iau un ban. Da, tot pentru o cauză nobilă o să-mi întorci tu serviciu, mă ajungi tu pe mine cu o chestie. Da, Mărlane, ce chestie? Să vorbești tu cu Angelica să-i spui să mai mă lase dracu în pace vreo 2 săptămâni cu hâța-hâța, că și eu om. Da, Mărlane, ești și tu om, da, și eu sunt om și cum o să o conving eu pe... Chestia aia ta. Bagi și tu din top, că e... Vezi tu, din cauza că ea face sex, că e în călduri, se produce încălzirea globală și ieșuează morțile, focile, balenele, crapă, surorile ei! Bine, mă, ale noastre, mă rog. O să încerc. Chiorete, acum ai servici. Ce motiv mai avem să nu ne mutăm împreună, mă? Nu mai avem niciun motiv, amică. Hai, mă, zupuiule! Uite, acum sunt la agenție să ne programeze vizionările. Alo? Alo, agenția? Sper că pe-al grecu. Ce ai, Chiorete? Mă, mi se pare mie sau tu nu prea vrei să te muți cu... Nu vi se pare ceva? Nu vreau să mă mut cu trânsa, căci nu vreau să o pierz. Dar pe cine ai mai pierdut, mă? Pe Loricica, șefa. Loricica Baligă, ați uitat tără? Ah. Ne-am mutat tără împreună și în 3 luni, gata, m-a părăsit tără, șefa. De-aia mi-e frică să nu o pierz și poate Zirica. Ce mă fac? Ce mă fac, șefa? Chiorete, asta e o fobie de-a ta, atât. Mă, voi puneți ceva la cale, a? Ați găsit un apartament drăguț, nu? Gata! Am terminat, Mărlane! Perfect! Atunci ne mutăm la baie! Mărlane, nu ești în toate mințile? Cum să ne mutăm la baie? Păi eu zice, aveam emisiune, vrei să nu mai fiu în stare de nimic? Gogoașă! De câte ori să-ți repet, regulamentul e regulament! La regulament scrie că trebuie să facă curățenia pe rotație! Așa că o iei roată pe casă până termin toată curățenia! Că te crăp! Move! Da!
așa. Mă rog. Ah, firar. Mișcă! Ai terminat, Verdi? Hai că deja mi l-a făcut de tine. Angie, ce bine că ai venit. Tocmai vreau să vorbesc cu tine. Ia loc. Uite, o cafea. Auzi, dragă, de mult vreau să te întreb. Tu știi cum e cu încălzirea asta globală? Ha? Nu, dar de ce? Pentru că vreau să... Auzi, dar tu de credincioasă ești credincioasă, nu? Că am văzut. Sunt, dar de ce? Tu crezi în apocalipsă? Normal! Super! Știi care sunt semnele apocalipsei? Război. Irak. Boli. Sida. Cancer. Foc și pucioasă. Ars toată California! Foamete! E coadă la parizer! Sunt semne! Sunt semne, Angie, și semnele biblice nu mint! Vine apocalipsa? A venit! A venit deja! A anunțat și la OTV! Lazarus a spus! Și noi! Noi ce facem? Perseverăm în păcat! În dezmăți! În preacurvie! Ne gândim numai la asta! Sertorul mort! M-a ales tu, Angie! Iartă-mă, Doamne! Te iartă, fica mea! Te iartă! Dar dacă mai recidivezi... Hai, fugi! Fugi și spune-i lui Mârlanu să nu-ți mai facă propuneri indecente măcar vreo 2-3 săptămâni. Până când văd eu ce e cu sfârșitul ăsta al lumii. Du-te! Du-te! Hai! Du-te! Nu mai pot. Hai, Mangi, te implor. Rogă-l tu să mă lase, că de seara am emisiune. Măi, Gogoașă, tu ești idiot? Vine sfârșitul lumii și ție ți-arde de emisiunea aia obscenă. Mai bine te căiești cât mai ai timp. Ia, treci în genunchi. Dar nu pot, că mă dor rotulele. Păi și zi mersi, că durerea purifică sufletul, mântuiește. Păi tu de ce crezi că se autoflagelează pocăiții? Nu mai pot. Ăștia vor să mă lase și eu merg. Dacă mai continui așa, până de seară nu mă mai ridic din pat. Bună ziua, pupăză! Opa! Dar cu ce ocazie porumbacilor? Au hotărât să ne mutăm împreună, pupăzoile! Fată! Să spun ce s-a întâmplat? Mâine ne luăm casă! Aha, ați nebunit? Aha. Aruncați cu banii aiurea pe fereastră acum că vine apocalipsa! Ce vine, mă? E sfârșitul lumii, deșteaptă! Și vine cu pași repe! Zile tu, pupăză! Da, mă, vine, că a zis și la Diaconescu. Aha, deci vine sfârșitul lumii, a? Păi atunci ce rost mai are să aruncăm cu bani în deșert, mămică? Nu mai bine știa de noi ca și până acum. Economisim bănuții pentru ort. Că s-a scumpit și ortul ăsta. Ba, voi vă bate joc de mine? Ce asta, farsă sau ce? Nu e farsă, fată. Nu vezi semnele peste tot? Scrie și aici, uite, războaie, boli. E coadă la parizer. Pupăză, hai cu acă, Gogoașă face figuri, căci că el s-a umplut de pupe, nu mai face nimic. Aha, uite semnul, acum crezi femeie. Da, uite. Ce-ai pățit, mă? Nu mai pot, pupăză, am căzut la pad. Nu mai pot să mai mă ridic. Uite ce am pățit pe mine din cauza lui nemernicul ăsta. M-a umplut pe sistem nervos de zona zoster. E zona proster, bă, tu vezi că te prostește, că mai vrea să puie osul la treabă, mai vrea să muncească putoarea. Mai
Tragi mârlane din gură, da? Dreptate, omul ăsta! Dacă zici tu că are dreptate... Păi uite ce ai făcut! Da, uite, vezi? Uite! Uite! E? Da. Ia zi tu, Mărlane, acum, ce bag eu mă în locul emisiunii lui? Bagă-ți... Că nu mai poate să o facă, săracul! Nu poate să o facă, dar ce? Nu poate să ridice, dar cine are mâini? Emisiunea nu poate să o facă! Da, stai puțin, pupăză, dar cine a zis că... Că n-am să pot să fac emisiunea. O să o fac de aici, din pat. O să stau în pat cu invitații mei. Cum trebuia să fac, de fapt, chiar din prima ediție. Că așa scrie pe generic. În pat cu Costello, nu? Chiorete, asta este o mega tâmpenie. Și chiar să fie adevărat, am zis că ne mutăm împreună, ne mutăm împreună. Trebuie să trăim intens până în ultima clipă, nu? Că după aia nu se știe ce se întâmplă. Tu chiar nu vrei să murim împreună, iubindu-ne și... Știi că nu e proastă. Chiorete, mâine la 11 ești la mine și punct. Mergem să vedem apartamentul, ai înțeles? Treci încoace. Unde? În pat. Că dacă tot vine sfârșitul, măcar să murim fericiți. Opa, ai zis că faci ceva! Ajutor! Auzi, pupăză, dar chiar vine sfârșitul... Dacă nu scap de emisiunea lui ăsta, cam da? Ia zi-mă, nea pupăză, ce? Să trăiți. Șeful, m-am gândit. Ha, bravo, mă, dă-ți-o primă. Da, șeful, stai să vă spun la ce m-am gândit. Mi-a venit o idee genială. Ia auzi, mă, mai dă-ți-o primă. Da, șeful, da. Să vă spun, fiți atent. M-am gândit să-l aducem aici pe Costello, în platou, îi facem un decor frumos și îl băgăm în direct cu telespectatorul prin telefon. Vă dați seama, îmi face o căruță de bani din apeluri. Excelent, mă, mai dă-ți o primă. Yes! Auzi, dar să-i pui emisiunea în prime time, în locul emisiunii tale. Da, eu pun. Că oricum nu o să ajungă la emisiune. Ce genial sunt. Îmi mai dă o primă. Mai poți! Mai poți! Ce faci, mă, unde te duci? Mă duc la emisiune, că m-au băgat în direct, Mărlane. Păi nu știi, mă, că nu poți să te miști? Dar nici nu poți! De-aia am chemat salvarea, să mă transporte ei! Au! Au. Trebuie să mă ajutați, idioților. Că dacă mai face două ratinguri ca aseară, se îmbogățește și o să devenim cu toții sclavii lui în casă. Ce importanță mai are pupăță dacă tot vine sfârșitul lumii? Bă, Chiorete, aia a fost o invenție de-a mea. Ca să scap pe ăsta de umflata aia și pe tine de mutatul cu pasachina ailaltă. Și ne-ai scăpat de... Uite ce hal m-a adus. Hai, Ferdi, păi ce facem? Ia... Păi căcuș vine potopul și mor nefericită. Vrei tu să mor nefericită? Hai! Corect! Potopul! Asta e! Chiorete, trebuie să mă ajuți, că tu mi-ești ca un frate. Ha? Mm.
Cum te mai simți, măi, gogoșică? Tot rău, băi, pupăsă, tot rău. Nu pot să mă ridic din pat. Dar să stai liniștit, că deja am vorbit cu băieții de la salvare și diseară fac eu ce fac și tot ajung la televiziune. Ce rău mie. Dar cu astea pe voi ce e? Gogoașă, a venit. Semnele n-a mințit. Ce semne? Cine a venit? Apocalipsa, Gogoașă! E potrop afară! Nu mai avem nicio șansă să ajungem la televiziune, bă! Are apa 5 metri, bă! Ce faci, mă? Ce te uiți, bă, că eu-s mai înaltus mie până cine-mi vine apa, pupăză? 5 metri? Mă! Ce stai, mă? Păi dacă apa are 5 metri, de ce n-ai intrat în casă? Păi, n-ai intrat? De ce n-ai intrat, mă, în casă? Zic că tu trebuie să știi că ești mai înăltuț. Păi, n-ai intrat în casă pentru că noi șadem într-un cartier mai pe deal, bă, mai la înălțime, așa. Mai cum sunt eu, bă, înăltuț, înțelegi? Dacă nu crezi, dă-vă drumul la radio, să auză și ăsta știrile. Da, mă duc să dau drumul la radio. Fii atent să... aici, ai grijă, hai... aveți grijă. Sus picioare, sus că vine apa năvală, Gogoașe. Te mușcă pirania. Doamnelor și domnilor, întrerupem programele obișnuite pentru a anunța noile cote ale potopului. Băneasa, 14 metri, crește 2. Tilaret, 15 metri. Crește 1, Cotroceni, jumătate de metru, staționează, că e pe deal. He? Ai auzit? Da. Tu stai aici în pat, că dacă e să crească apa, așa? Te ridică Chiorete, că rămâne cu tine, că el e mai înăltuț. Ce? Ce pupăză? Ia-i tu cu mine până dincolo. Dar de ce, Chiorete? Că să vedem noi cum crește și cum scade apa. Ia-i cu mine! Că ea crezi, tu stai aici? Treci, mă, treci aici! Bă, tu ești bolund la cap! Cum să șade eu, bă, atâtea ore lângă Gogoașe? Tu ai uitat că eu am întâlnire cu Dezirica? Trebuie să mergem să vedem un apartament, a? Bă, Chiorete, tu ai nebunit? Păi dacă vede ăla că pleci, îmi dai dracu toată lucrarea! I'm so sorry! Nu e treaba mea! Noi nu așa ne-am înțeles, ră! Ce faci, pupăză? Aha, hai, șmecher! Nu te prosti! Hai, hai, ia-o! Dacă te dădai tu, șmecher, că ești mai înăltuț. Hai, să te văd! Dă cheia încoace, că dacă nu o dai, eu îi spui lui Gogoașe că afară nu-i niciun potrop. Nu o să îndrăznești. Și pe cât? Chiorete? Urmărește-mă! Nu face asta, Chiorete! Gogoașe! Trebuia să o fac, Chiorete. Alea, mama, mama. Ce-am pățit, pupăză? Chiorete, ai leșinat din cauza bolii. Ce boală, pupăză? Pe care ai luat-o de la Gogoașă. Iată. A năvălit apa? M-am umplut de bube. Semnul ăsta a mai fost. Hai înapoi, Ferdi. Ce-ai cum m-ai dus să beau un pic de apă, că m-am deshidratat? Lasă că o să bei destul când vine potopul. Ce potop? Bă, terminați-vă cu prăstine, bă, asta e vrăjeala, nu pupăză, bă. Niciun potrop afară. Iată, bă, să vă convinge. Bă, nu lăsa să le... Bă, nu lăsa să deschidă, că ne mărește apa peste noi. Bă, o să murim cu toții, bă. Bă, eu să nu știi ce zice de la boală, mă, că urează. Dă-te baluba să-ți demonstrez. Măcar un orgasm să mai apuc. Hai, hai, Ferdi, înapoi, hai. Stai dacă să beau apă, că m-a deshidrat. N-ai băut, hai. Pupăză, ce faceți, mă, acolo? Unde-i Chiorete? Ți-l aduc imediat. Hai, Angi, ajută-mă să-l ducem împreună la izolare. Alo, mamă, ce greu e asta. Hai, ajută-mă. Vii repede, Ferdi, da? Hai, hai, hai.
Angie, la gogoașă în dormitor. Sardi! Vine odată! Albert! Unde? Unde? Să trăiți, boss! Auziți? Gogoașe nu mai vrea să facă emisiunea, ci că nu lasă măsa, că e credincioasă. Dar nu vă faceți probleme, că o fac eu în locul lui. Vin în 5 minute. Trăiți? Alea! Ce rău mi. Apă, ce ne facem, apă? A năvălit apa în casă! A năvălit apa în casă! Păi ce voi, mă, nu mai ești bolnav? Lasă-o, dracului, dă boală! Ce vrei să murim în recas ca șobolanii? Hai sus pe casă să ne vadă echipele de salvare! Ce ne fac? Ia și colacul! Hai! Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Zi-mi unde-i Chiorete. Bubăză? Gogoașă? Unde e apa, Bubăză? Bă, voi vă bată joc de mine! Iubi! Chiorete, unde trebuia să fii acum? La tine, mămica, dar n-am putut pentru că am leșinat. Am luat de la Boboașe niște bube și ietă. Ce-ai luat tu, mă, de la Gogoașă? Șmecheria? Știam eu că n-o să te muți cu mine. Lajule! Du-te, mă, la o parte. N-ai bine să fiți cu toți. Mărlanu ar trebui să strângă, că el a inundat. Să-l chem? Bă, dacă-l chem, te crâp! Angelico! Mă ia apocalipsa aia, făi! Normal, Ferdi! Abia acum se dezlănțuie! Au firar măsa, dracu! Pregătește-te să murim fericiți!